Păi nu, hai, trebuie să privim la modul general, au fost undeva în jur de 36 de miliarde, scuze, până acum. Dar e vorba de ambele activități, și de fotbal și de... 36 miliarde de lei vechi. Da. Da. Nu, pentru ambele, pentru cele două, da. Și să știți că și cheltuielile la Liga 3-a de fotbal au crescut foarte mult, distanțele au crescut foarte mult și acolo consumăm și acolo resurse destul de importante.